O banală ceartă între doi copii s-a transformat într-un adevărat scandal după ce tatăl unuia dintre ei l-a lovit pe un minor pe ulița satului Orevița Mare. Poliția a fost sesizată de mătușa unui băiețel de 7 anișori, care a fost lovit peste față de un bărbat de 32 de ani. Eu, sâmbătă seara, de la fata mea din Germania, mă sună și îmi zice să deschid internetul să văd o filmare pe internet. Zic, băi, n-a văzut timp de internet. Zice, băi, vezi că un individ îl bate pe Denis. Am deschis internetul, într-adevăr, cineva, că fata nu l-a cunoscut și după cealaltă fata mea mică l-a cunoscut, că era vorba de Drăghin, un consătean de acolo din sat, care îmi bătea pe nepoțel. Nepoțelul se vede și pe filmare cum venea de la școală, că i-ar fi bătut, s-ar fi certat copiii la școală, deci nepoțelul meu cu nepoțelul lui. Și el a vrut să-și facă singur dreptate. Nu o să vină să anunță un organ sau pe mătușa care era și locuia în Vânjul Mare, unde era și școala, sau pe mamaie care are grijă de acest copil. Și bunica micuțului spune că așteaptă ca legea să le facă dreptate. Nu trebuie să fie dat așa și eu aș putea să îl bat el sau pe fiul său. Dar nu, bă, să facă legea poliției. Potrivit familiei copilului, cel mic a fost amenințat cu acte de violență în cazul în care povestește ceva. Mai mult, bărbatul a amenințat-o și pe mătușa celui mic. Mi-a spus o nepoată mea din Germania. Minorul a fost prezentat Serviciului de Medicină Legală Mehedinți pentru examinare de specialitate. Polițiștii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, respectiv amenințare.